start. Starea de asta TikTok aici în Ruseni, la școala Ruseni din comuna Bărlăi, județul Neamț, unde vom consemna în această emisiune în direct, în această seară, mai multe premiere. Evident că sunt egoist și voi spune că una din premiere este că venim cu o emisiune de platou de asta TikTok într-o altă locație decât platoul redacției Vestea. A trebuit să demontăm, să scoatem cablurile de prin pereți și să venim aici pentru că așa ne-a rugat directorul acestei instituții de învățământ. Undeva în fața mea și în spatele meu avem cadre didactice și elevi, elevi și cadre didactice de la școala Ruseni. O să vedeți pe ce criterii au fost aleși să fie azi în fața dumneavoastră să ne vorbească despre anumite experiențe. De asemenea, la aceeași masă avem și doi invitați speciali ai directorului Cristinel Constantin, care e undeva în stânga mea, doamna inspector general Florentina Luca Moise, domnul primar de Bărlești, George Mutu, iar undeva în stânga mea, dacă o să mute cineva acum o cameră spre mine, avem de asemenea oameni din comunitate, din Ruseni, din Bărlești, copilași mici și frumoși și părinții celor aflați aici în stânga mea, dar și în dreapta, acolo la camera generală de platou. După cum bine știți, dar nu sunt eu important, dar e bine să spun că așa trebuie să fiu în calitate de gazdă a emisiunii. Eu sunt Daniel Vinca de la Vestea și voi fi gazda dumneavoastră în seara aceasta la emisiunea Vestea TikTok. De ce Vestea TikTok la Ruseni Bărlești? Pentru că domnul director Cristinel Constantin ține musai ca împreună cu colegii de cancelarie, împreună cu elevii, să ne demonstreze că Ruseni are o școală europeană. Am în față niște hârtii, nu am priceput eu mare lucru din ele, că nu m-am uitat pe ele, dar e vorba de o grămadă de programe, Erasmus sau de alt gen, prin care au fost plimbați prin lumea largă, au cunoscut experiențe noi, copiii și profesorii de aici. Undeva deasupra noastră, doamne, doamne, ne dă niște picături de ploaie, să sperăm că ni le dă cu măsură, că eu știu că oamenii de la Ruseni Bărlești sunt oameni buni și va ține cont Dumnezeu de rugămintea și rugăciunea din sufletul celor prezenți. Pentru că așa e frumos, vom începe cu musafirul, să spunem, în această seară special adus de domnul director. Doamna Florentina Moise, o să vă rog să luați microfonul cu tot cu stativ, să-l țineți aproape, pentru că nu știu dacă va capta de la distanță, cred că trebuia să-l țineți mai aproape. Da, trageți el, așa. Și să vă întreb ce căutați dumneavoastră aici. Ei, hey, domnul Vinca, ce frumoasă întrebarea dumneavoastră, ce caut? Eu de obicei ce caut și găsesc. Oameni frumoși, gospodari, copii frumoși, deștepți, cadre didactice bine pregătite și un management, un manager aici lângă mine, unul din managerii județului Neamț. Am găsit de asemenea un primar implicat, destoinic, care investește în educație și, bineînțeles, viitori preșcolari și școlari. Și e frumos să vadă ce înseamnă școala. E frumos să vadă ce înseamnă să-ți petrești timpul liber, cum poți să-ți petrești timpul liber. Și această seară, chiar dacă aceste picături de ploaie, care cu siguranță nu o să ne alunge de aici, sunt chemate de fermieri, pentru că dacă nu ai ce pune pe masă, atunci e trist. E o seară frumoasă, e o seară minunată, e o seară care încununează o activitate didactică începută de anul trecut și eu, în calitatea mea de inspector școlar general, nu pot decât să felicit întreaga echipă managerială, întreg colectivul de cadre didactice, pentru că au putut face posibilă implementarea acestui proiect și altor proiecte, pentru că școala Ruseni, comuna Bărlești,
Areg foarte multe proiecte frumoase. Nu este prima dată când ajung la dumneavoastră și mi-este atât de drag să ajung în zona dumneavoastră, pentru că de fiecare dată văd lucruri frumoase. Și vă felicit, domnul Vinca, pentru că ați avut această inițiativă de a promova școala nemțeană și altfel, chiar de aici, din Bătătură, chiar de aici, din mijlocul și inima satului, pentru că ne uităm de foarte multe ori și cu toții sperăm că și eu sunt mamă de copii și îmi doresc ca și dumneavoastră să urmeze alte forme de învățământ copiii și este un firesc să aibă un parcurs. Dar e așa un moment poate de pauză și de gândire, pentru că eu de obicei când fac lucruri eu mai întâi privesc, ascult, analizez și pe urmă decid. Aceasta este postura care este vremelnic trecătoare, funcția mea de inspector școlar general, dar așa e bine să facem în viață și să ne gândim că din inima satului și din inima satului ajung copiii de 10 la unitățile de învățământ din mediul urban. Și pentru acest lucru vă felicit și să vă mai spun de ce am revenit în comuna Borlești, Rusen, pentru că în una din lunile trecute participam la o slujbă într-o biserică din comuna dumneavoastră, am văzut microbuzul școlii parcat lângă școală și mă întrebam oare, fiind o zi de duminică, ce se întâmplă cu microbuzul școlii. Și am intrat curioasă, tiptil în unitatea de învățământ și ce credeți, că acolo un cadru didactic, profesor de matematică, ce făcea? Microbuzul școlii aduna copiii... Se excursie, probabil. Nu, domnul Vinca, și excursiile sunt bune, sunt benefice. Microbuzul școlii adunase copiii de pe raza comunei Borlești și acea doamnă profesor pregătea copiii la matematică în vederea obținerii unor rezultate bune la evaluarea națională. Foarte fain. Erau copiii de clasa 6 și copiii de clasa 7. Nu era o doamnă profesor care a alergat după pregătiri, nu era o doamnă profesor care își doza timpul alergând cu poșeta în spinare să ajungă acasă pentru că avea pregătiri contra cost. Nu erau decât copiii unei comunități și sunt ferm convinsă că acei copii îi regăsim în liceele de top din județul Neamț. Haideți să o aplaudăm pe acea doamnă profesoară, chiar dacă nici nu cum o cheamă. Să o aplaudăm. Revenind la subiectul nostru, ce vă pot spune? Că ați fost beneficiarii unui proiect interesant, unui proiect care a adus plus valoare atât comunității cât și școlii, dar în primul rând elevilor dumneavoastră și a cadrelor didactice. Încurajez în permanență acest tip de proiecte, atragerea fondurilor europene. Știu că nu este ușor pentru că nu avem specialiști în unitățile de învățământ normați, cu norme în sistem pentru a accesa aceste forme, dar se pare că cine își dorește și are. Iar domnul director este cel care și-a dorit și a avut în școala condusă de dumnealui. Alături de minunata și frumoasa echipă, să-i aplaudăm pe toți colegii mei aici prezenți. Și dacă n-ar avea și copii talentați și frumoși cu care s-au dus mai departe în țări străine, cu siguranță nici nu mai eram în această seară aici, să-i aplaudăm și pe copilași. Eu vă urez succes la activitate, se pare că vremea se zburlește puțin și de asta aș vrea să vorbească și ceilalți invitați. Mulțumesc mult pentru invitație, pentru găzduire și vă urez multă sănătate și cât mai multe proiecte frumoase, domnule profesor, director, manager. Da, o să vă rog să dați microfonul domnului primar, primarul George Mutu de aici, de la Borlești. Borlești este una din comunele, și dacă greșesc, vă rog să mă corectați, doamna general, Borlești e una din puținele comune din Neamț care are două școli cu PJ, cum se spune, cu personalitate juridică, nu?
Eu știu că dumneavoastră mă supuneți adesea la teste. Nu, vă spun eu că este o comună care are peste 10.000 de locuitori. Nu, nu știu în sensul rău. Da. Faptul că această comună, în primele top și ca populație, e printre puținele din județul Neamț care are două școli cu PJ, așa este. Aici învățământul așa este acasă. Așa este. Sunt oameni gospodari, oameni destoinici cu implicare și aplicare către învățământ, copii frumoși, deștepți și un primar foarte implicat. Da. Domnule primar, eu acum aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră. Eu nu mă aud chiar bine. Poate microfonul meu a rămas fără baterii? Sau ridicăm un pic volumul? Bun. Deci, domnule primar, eu știu că aveți o comună faină, suprafață mare, populație foarte mare, dar n-aveți bugetul pe care l-au Cordun, Săvinești, Tașca, comune care sunt binecuvântate cu o pondere economică mai mare. Pe de altă parte, la noi, la Vestea, unde vin tot timpul reclamații și sesizări pe diverse tematici, inclusiv la adresa primarilor, și foarte bine că lumea vă ține în priză și pe cei votați să conduceți destinele comunităților. Pe de altă parte, la Vestea ne-au venit semnale, și nu vreau să fac acum o emisiune publicitară, că totuși țineți aproape de școală. Cum e pentru o primărie care nu are un buget colosal să nu închidă ușa la directorii de școli, la profesori, în fond la copii, că ei sunt beneficiarii școlii, să drămuiască bugetul, să poată rezolva ceva în fiecare lună, în fiecare trimestru, în fiecare an școlar. Da, bună seara, bună seara domnule Vinca, bună seara invitaților domnului director, bună seara și părinților care sunt alături de noi. Da, deși investițiile în infrastructură pentru comuna noastră sunt, cred că, pe primul plan, mă refer aici la drumuri, apă, canal, totuși, după cum vedeți, găsim resurse și pentru școli. Drept dovadă, chiar și acest teren pe care ne aflăm este făcut anul trecut din bugetul local. Menționez că și anul acesta este în lucru un teren la școala Mastacăn, la fel cu suprafață de teren sintetic și nocturnă. Vă întreb că mai departe, când spunea doamna Moise Luca despre faptul că am venit aici, să știți că nu-i meritul meu, e al directorului, că a insistat și m-a bătut la cap până am venit. Vreau să o completez cu o expresie de-a noastră de la țară: bine, terenul e sintetic. Am venit la firul ierbii. Inclusiv la firul unei ierbi sintetice, chestiune care acum 10 ani nu cred că era nici măcar gândită în zonă. Așa este, am copiat, am văzut la alte comune că se poate și am încercat și la noi. Cel mai important lucru, după părerea mea, este, după cum vedeți, prezența noastră la aceeași masă. Directorul de școală, reprezentantului primăriei în persoana mea, reprezentantul instituției județene, domnul inspector general. Ce înseamnă acest lucru? Indiferent de culoare politică, dumneavoastră beneficiați de, sau sunteți beneficiarii muncii noastre. În primul rând copiii, pentru că ei au prioritate. Lăsând deoparte poate unele neînțelegeri sau alte dezbateri. Merge că până la urmă, da? Interesul duce la progres. Interesul comun, pentru că am găsit un interes și un scop comun, este acela de a facilita și de a ajuta ca procesul de învățământ să fie desfășurat în condiții cât mai bune, în condiții optime. Desigur, tot timpul este loc de mai bine, dar încercăm. Încercăm din toate puterile și avem și rezultate. Oricum, noi în seara asta, până să intrăm în direct, am avut așa o discuție colaterală. Am început să vă fac o listă de noi investiții care ar fi bine primite aici în școală. Până la finalul emisiunii să vedeți ce listă o să am. Evident, glumesc, nu vă stabilesc eu prioritățile nici directorului, nici primarului, dar în continuare, nu strică să rămână această relație normală de colaborare, indiferent de culoarea politică. Nu-mi propuneți să mă refer la asta, nu o să mă refer, dar pentru cei care ne privesc și nu înțeleg aluzia domnului primar, să fie foarte clar, dânsul este dintr-un partid, iar directorul școlii este în alt partid, dar politica se oprește la poarta școlii când primează doar o singură politică, cea a elevului. Și am terminat acum cu aceste referiri. Eu o să mă plimb acum și sper să vină și o cameră pe același traseu, în capătul celălalt de masă,
unde deja intrăm în punctul 1 al părții de prezentare. Am eu aici că discutăm despre 5 zile de activitate, 8 participanți împreună cu profesori însoțitori, școala de primire Ave Maria Casa Madre, Cuesta del Chapiz, Granada, Spania. Pe cuvânt că vreau și eu la specializări din astea. Profesor însoțitor, doamna Brândușa Roman, dumneavoastră sunteți? O să rog pe domnul director să facă exact, să dea microfonul la dumneavoastră. Priviți, vă rog, spre camerele alea, nu spre mine, nu sunt eu important. Băieți, nu plimbați camerele după mine, lăsați camerele pe doamna profesoară. Eu o să mă tot învârt, îmi cer scuze când o să mai stau și cu spatele la unii. Doamna profesoară, ce a însemnat pentru dumneavoastră acest schimb de experiență, că a rămas pe tradiția cuvintelor mai vechi? Microfonul aproape, vă rog. L-a atins cineva. Vorbiți în microfonul meu. În primul rând, aș vrea să salut invitații, părinții și elevii cu care am fost împreună la această mobilitate și să mă prezint. Într-adevăr, mă numesc Roman Brândușa, sunt titularul școlii gimnaziale Ioan Grigore Teodorescu Ruseni și în perioada 18-25 martie 2023 am avut șansa de a însoți un lot de 8 elevi într-o mobilitate Erasmus Plus în Granada, Spania, la un colegiu important, de renume, de mare tradiție în Spania, colegiul... Da, se întâmplă, e ca la un spectacol, suntem live, nu suntem pe playback, se întâmplă și mine din asta, și preoate peste scule un pic, nu cumpără de prima rețetă de scule, din nou, continuați, vă rog, scuze. Elevii școlii noastre au avut șansa de a participa efectiv la lecții de tip indoor și outdoor în spațiile școlii partenerii, în spațiul școlii gazdă, și aceasta a reprezentat o șansă reală pentru noi de a face un schimb de experiență, de a ne îmbogăți cunoștințele lingvistice, de a vita lucruri noi, emblematice și, nu în ultimul rând, de a trăi noi experiențe culturale. Sunt recunoscătoare pentru... O să rog regia, scoateți microfonul de tot. Să vedem dacă e problemă. Sunt recunoscătoare pentru această șansă. Mulțumesc părinților pentru încrederea pe care ne-au acordat-o. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor cadrelor didactice care au fost și sunt implicate în acest proiect și, nu în ultimul rând, copiilor care au fost alături de noi, acești protagoniști care acolo s-au prezentat la mare înălțime și... ne-au făcut cinste în această mobilitate Erasmus. Cred că cel mai bine ar trebui să le predăm lor ștafeta și să îi întrebăm... Spuneți ce accent și sugestii. Să întrebăm ce a impresionat cel mai mult acolo. Ce le-a plăcut? Eu sunt la a treia mobilitate, am mai avut șansa să merg în 2019, prima dată, tot în Spania. O să vedeți toate continentele cu proiectele astea. Sunt curios dacă se pregătește un Erasmus prin Antarctica, să vă las costumație mai groasă. Înțeleg că unii dintre copiii participați la acest modul sunt chiar în zona asta. Ridicați mâna cei care ați mers cu doamna profesoară la acest modul. Sunt aici, e bine. Vă îngrupați, o să vă iau microfonul. Care dintre voi e mai vorbăreți? Da? O lăsăm ultima. Să le dăm curaj la timizi. Zi-mi cum te numești. Ia microfonul și ține-l în mână, că ești băia mare, te descurci. Manu mă cheamă. Cum? Manu. Ține bine microfonul, că eu iau mâna. Ok. Ia zi-ne, cât ai fost în Spania? O săptămână. În ce perioadă? Dacă mai ții minte aproximativ, în mai, în iunie, anul trecut, acum 2 ani, în martie. Era cald, frig? Nu, era cald. Zi-mi un pic, dar cinstit. Ce... ți-a plăcut cel mai mult la fetele din Spania? Microfonul aproape și tupeu. Hai. Am înțeles. Zi-mi care a fost cea mai faină experiență cu care te-ai întors de acolo.
în avion ne-am jucat cărți. Foarte fain. Până la urmă, băi, ne ține ăștia să învățăm, dar mai jucăm și cărți. Și o amintire neplăcută? Vă culca doamna la ora 10. Nu, nu este problema asta. Am înțeles. Hai să vedem acum pe următorul băiat. Zi-ne pe scurt cum te numești, foarte scurt. Denis. Denis. Zi-ne tu experiența aia, hai ca să vă arăt că sunt la fel de tânăr ca voi, experiența nașpa din Spania. În microfon, te rog. Mi-am pierdut portofelul la un magazin, scurt. Deci nu cred că există excursie la care astăzi un copil să nu-și rătăcească portofelul, mobilul sau banii. Hai să mergem la domnișoara care abia așteaptă să ne povestească. Te numești? Giulia. Giulia, ia zi-ne tu, cu câți băieți cu care te-ai întâlnit în Spania ți-ai acum legătura pe Facebook, pe WhatsApp, pe alte rețele de comunicare? Cu niciunul. Dar de ce? Nu erau frumoși. Deci tot ai noștri din România, din Dorlești, Ruseni. Zi-ne o amintire plăcută care te va urmări în perioada următoare. Am dormit mai multe fete în cameră și a fost o experiență care nu am mai întâlnit-o până acum. La ce oră vă culcați? Noaptea, la 10. La 10? La 10, obligatoriu. Deci doamna profesoară era acolo. Da. N-ați dat la pace cu dânsa să mai... N-am dat. Nu. Of. Haideți să mergem acum spre un alt modul, cred că este localizat în zona cealaltă a mesei. Doamna Leghin Monica, care împreună cu doamna Mihaela Gavril, tot în aceeași perioadă, tot în aceeași zonă, în Granada, Spania, în martie 2023, ați participat la un staff job shadowing, 5 zile de activitate cu 2 participanți, deci doar dumneavoastră fără elevi. Aveți microfonul acolo, perfect, mai spuneți-vă fiecare odată numele și povestiți-ne ce vreți dumneavoastră de acolo până încerc să vă încurc eu. Să sperăm că nu o să reușiți să mă încurcați. Bună seara, bună seara dragi colegi, bună seara doamnă inspector, bună seara domnule director, bună seara stimați părinți, dragi elevi. În cadrul proiectului Erasmus Plus am participat la mai multe activități, atât în cadrul job shadowing, adică activități de asistență la ore, cât și activități desfășurate împreună cu grupul de elevi și respectiv cei 8 elevi care au participat în primul flux. Prin participarea la acest proiect, fiind prima mea participare de felul acesta la un proiect Erasmus, am încercat să aduc experiențe semnificative, am încercat să creez conexiuni noi, prieteni noi, să mă dezvolt atât personal cât și profesional. Am încercat să îmbin învățarea din perspective diferite și să îmbogățesc cunoștințele despre diverse culturi. Am îmbunătățit actul de predare și am interacționat cu elevii din diverse țări ale lumii. Doamne, bună seara, observ că dumneavoastră aveți emoții mai mari decât copiii. Haideți să o încurajăm cu niște aplauze pe doamna profesoară. O să vă rog să dați microfonul celelalte colegii ale dumneavoastră și o să vă rog să concentrați undeva cât mai scurt această prezentare. Voiam să mai adaug că această experiență dobândită mi-a adus beneficii atât pentru mine ca și cadru didactic, dar mai ales pentru elevi și mai ales pentru clasa de elevi la care urmează să încep un nou an școlar imediat ce se termină vacanța. La ce clasă? La clasa 4 anul acesta cu un efectiv de 29 de elevi. E prelas pe aia mai mari, pe viitorii studenți. I-am luat de mititei și am crescut. Da. Dacă mă rog, doamna profesoară, spuneți-vă și dumneavoastră numele. Da, bună seara. Mă numesc Gavril Mihaela și vreau să vă spun tuturor că de programul Erasmus este un program atât de iubit de elevi, de noi, cadrele didactice, de studenți și mai ales pentru oportunitatea de a cunoaște diferite culturi. Ne-a permis să învățăm, multe lucruri despre oameni, despre civilizația de acolo. Și
comunicarea cu oamenii din medii diferite ne-a ajutat să înțelegem mai bine lumea pe noi și m-am bucurat pentru copiii cu care am mers. Chiar dacă noi am fost doar asistenți la ore, m-am bucurat nespus de activitatea activitățile la care am participat acolo, activități ceea ce am observat și chiar am fost foarte, foarte entuziasmată. Activitățile acolo au avut loc în aer liber, științe ale naturii, în aer liber. E un pic mai cald în Spania, da, inclusiv în geografia, istoria, educația fizică, toate, toate la locul lor, să spunem așa. Rugăminte, trageți o concluzie în 20 de secunde. În 20, mi-a plăcut foarte mult. Aici eu sunt dirigent. Recomand tuturor colegilor să participe la acest program și mai ales elevilor, că nu... Aici îi ajută foarte mult, mergem cu elevii mai buni, care muncesc, într-adevăr, da, după merite. Încercăm să profităm, da, de mulțumesc. Vremea care încă mai ține cu noi. Va fi o foarte scurtă pauză cât să reamenajăm un colț din acest platou ad hoc, pentru că vom sparge aceste baterii de discuții cu scurte momente artistice. Se pregătește o domnișoară care ne va cânta și încânta cu muzică populară, Anastasia Taban. Până atunci o scurtă pauză în care veți vedea fotografii din periplu celor de la școala Ruseni Borlești. Pauză! Avem în fața noastră o domnișoară care ne va spune câteva cuvinte despre ea și ne va cânta.
Curaj! Bună seara și bine v-am găsit! Mă numesc Tabala Anastasia Maria și în seara asta o să vă cânt Când aud cânsate joc și ca moldovean ca nu-i nimeni. Nu mai gândesc pe joc, nu mai gândesc pe n-am ascultat și am loc. Știu așa, iau-o din așa de casă, nu mai gândesc, nu mai gândesc, nu mai gândesc, nu mai fac frumoasă. Știu așa, măi, ziua întreagă mă gătesc, măi băriță, măi gătesc, și în străimă primenesc, măi băriță, măi. Eu la capul cu joc, să mă întreg, mă dăs, n-am joc, măi. Că te ține frumoasă, nu-mi gândiți, nu-mi gândiți, au ca tență de mătasă, sunt așa, dar eu am față cu toc, nu-mi gândiți, nu-mi gândiți, și în șută am sunt joc, sunt așa, măi, vreau să fiu generuță, măi, băriță, măi, gândiți, bagă, vi se dau buriță, măi, băriță, măi, sunt mică distanță, ori dai drum și am e. Așa vine banii din măia, mă! Tir-li-lim, 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 tir-li-li-li, tir-li-lim, tir-li-lim, tir-li-li-da. Jucă-mi și bănea tare, măi băriță, măi Gheorghiță, că să faci și poră mare, ho! Și nu așa, măi pălă și parighine, măi băriță, măi Gheorghiță, că ne de mână cu mine, ho! Hăi, când îți fricarași cu foc, măi băriță, măi Gheorghiță, să ne numim la joc, măi băriță, măi. Are bani a pălărie și așa cu cufudulii, mă. Hai să facem noaptea lungă, măi băriță, măi Gheorghiță, să jucăm să ne ajungă, ho, și nu așa. Noi de aici nu plecăm, măi băriță, măi Gheorghiță, pe papușii ne fermăm, ho, și nu așa. Cine se petreacă știi, măi băniță, măi Gheorghiță, ai suflet omenii, măi băniță, măi. Ui, stai bădița mea, mă! El mă joacă cum vrea eu, hop, hop, și numai așa. Da, până urmează acea melodie, da, mulțumesc. Spune-ne un pic, câți ani ai? Am 12 ani. Și înveți la școala? Gimnazială, Ioan Grigore Teodorescu Seni. Deci înveți la școala asta? Da. Domn profesor, dar putem face aici un studio de producție, artiști aveți. Doamne ajută! Zi-ne ce ai cântat, ce vei cânta și cântă-ne. Am cântat Când aud cânsate joc și voi mai cânta Ca moldovean ca nu-i nimeni. Moldovean ca spune Gaia nu e a ta lume. Ram tir dir dir tir dir dir la. Ram tir dir dir tir dir la. Ram tir dir dir tir dir dir la. Ram tir dir dir tir dir la. Stai mă, șașa. Asta-i Moldovean ca mea, mă. Moldovean ce le știu toate. Dir 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 da. Frumusețea cum se-și poate, diri-diri-diri-da. Mândră sunt contecile, diri-diri-diri-diri-da. Că-și aleg dragostile, diri-diri-diri-da. La el aleg, noi le ținem, diri-diri-diri-diri-da. La iubit ne pricepem, diri-diri-diri-da. Politicile sunt din fire, diri-diri-diri-diri-da. Noi galeșul la iubire, diri-diri-diri-da.
Ce voi pe cine alegeți? Fotofea ca nu vide. Ram pirlir di pirlir di la, ram pirlir di pirlir la, ram pirlir di pirlir di la, ram pirlir di pirlir la. Șașa. Bănălțăși cu sabii grele, diri-di, diri-di, diri-da. Și cu banii la saltele, diri-di, diri-da. Averea pe capoțăn, diri-di, diri-di, diri-da. Să-și găsați drăguț bun, diri-di, diri-da. Orașa mâldovinească, diri-di, diri-di, diri-da. Cine vrea să o învârtească, diri-di, diri-da. Două vieți nu mai trăiesc, diri-di, diri-di, diri-da. După Moldovești pășesc, diri-di. Și voi pe cine alegeți? Moldova ca nu vide. Ram pirlir di pirlir di la, ram pirlir di pirlir la, ram pirlir di pirlir di la, ram pirlir di pirlir la. Să-i mă, șașa. Că asta-i Moldova ca mea, mă. Dobrogencile cadâne, diri-di. Geafaraua joacă bine, diri-di-diri-da. Noi ne jucăm horile, diri-di-diri-diri-da. Și nu ne dăm gurile, diri-di-diri-da. Orașa mă-ndovinească, diri-di-diri-diri-da. Cine vrea să o învârtească, diri-di-diri-da. Munti ceva sarabenci, diri-di-diri-diri-da. Veniți toți și-o petreci, diri-di-diri-da. Și voi la joc pe cine ați lua? Noi cu toate om juca! Ram pirlir di pirlir di la, ram pirlir di pirlir la, ram pirlir di pirlir di la, ram pirlir di pirlir la, ram pirlir di pirlir di la, ram pirlir di pirlir la, ram pirlir di pirlir di la, ram pirlir di pirlir di la. Bravo! Zi-mi un pic, tu unde ai studiat, unde ai învățat să cânti muzică populară? Eu am învățat la Școala Populară de Arte, Carmen Siculare. Aha. Cu doamna de canto Georgiana Carimna Șerbanac-Sinte. Aha. Dar de când cânti? Până să ajungi la Școala Populară de Arte? Când de vreo 4 ani. Când de vreo 4 ani? Da. Deci n-ai început când plângeai de mică în curvățică să și cânti. Le-ai luat pe rând. Da. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu! O să mergem acum, dacă tot ne-am plimbat mai devreme prin Spania, în următoarea baterie de discuții ne plimbăm prin Cehia și prin Grecia. Mamă, numai destinații din astea, vreau un concediu. Unde sunt cei care au fost în Cehia și în Grecia? În partea aia o să rog un coleg să plimbe un pic camera după mine. Deci, din ce copiluțe am eu aici de la domnul director, noi moderatorii umblăm cu copiluțele după noi. Cursuri și formare, 5 zile de activitate, 4 participanți, activitate de formare, using e-learning platforms, formator ITC International Trading Center, Praga, Republica Cehă, perioada martie 2023, doamna profesoară Roxana Căliman, doamna profesoară Mihaela Timofte, doamna profesoară Claudia Topilă și doamna profesoară Ana Țurcanu. Haideți să o luăm dintr-o margine. Vă dau dumneavoastră acest microfon. Spuneți-vă, vă rog, prezentați-vă foarte pe scurt și câteva fraze despre această experiență. Nu vă uitați la mine, priviți în cameră. Da, Timofte Mihaela este numele meu. Sunt învățătoare titulară la Școala Gimnazială Ioan Grigore Teodorescu și, într-adevăr, cursul la care am participat este de actualitate pentru că platformele de învățare trebuie să facă parte din lecțiile noastre, pentru că lecțiile ar trebui să fie din ce în ce mai interactive. Elevii din ziua de astăzi au nevoie de așa ceva, deci cursul chiar era necesar și sper în următoarea perioadă să pot aplica la clasa mea de 27 de elevi, clasa a doua, toată experiența mea trăită în Cehia. Un alt lucru pe care l-am apreciat acolo a fost faptul că am interacționat și cu alți colegi din alte țări. Am avut colegi din Estonia și din Spania și a fost o experiență foarte interesantă. Vă mulțumesc, dați microfonul mai departe, vă rog. Bună seara, numele meu este Ana Țurcanu și în perioada 27-31 martie 2023 am participat împreună cu colegele mele la mobilitatea din Cehia, care s-a desfășurat la Praga prin intermediul ITC Internațional.
Cursul de formare a avut ca temă conceptul blended learning, ceea ce înseamnă învățarea tradițională combinată cu metode active prin care se introduc mijloace tehnologice, precum calculator, laptop, tabletă, cu ajutorul cărora se accesează o serie de platforme și aplicații online utile în predarea, consolidarea și evaluarea cunoștințelor. Prin activitățile la care am luat parte, am descoperit noi strategii pentru acest concept. Am alături de formatori, în cele 5 zile de activitate de curs, am realizat diferite materiale utile și plăcute pe care le-am aplicat atunci când ne-am întors la clasă. A fost o experiență deosebită, am colaborat cu colegi din alte țări, a contribuit la dezvoltarea mea profesională. Mi-aș dori să repet această experiență. A fost prima dată când am fost într-un proiect Erasmus. V-am spus, la anul va fi în Antarctica. Mai departe... Bună seara, numele meu este Claudia Topilă, sunt educatoare la școala gimnazială Grigore Teodorescu. Am avut deosebită plăcere să particip alături de colegele mele la acest proiect și mulțumesc pe această cale. Sper să reușesc să aceste platforme să le aplic copiilor la grădiniță, să le adaptez și sper să fie bine, să reușesc să le pot aplica. O să vă rog să dați microfonul mai departe, vă rog. Bună seara tuturor, numele meu este Roxana Căliman, sunt învățătoare titulară la această școală de aproape 25 de ani, ceea ce îmi face o deosebită onoare, ca și această mobilitate la care am participat. Pentru mine personal a fost a doua de acest gen și cred că nu ultima. Țin să menționez faptul că școala noastră va beneficia de îmbunătățirea bazei tehnologice, ceea ce va fi benefic pentru aplicarea experienței pe care am acumulat-o la acest program de formare. Și cu această ocazie aș vrea să mulțumesc tuturor organismelor care s-au implicat și au făcut posibilă desfășurarea acestui program de acreditare Erasmus. Cred că și colegii mei sunt de acord cu mine. Trebuie să mulțumim și conducerii școlii noastre, în special domnului director, care se implică permanent în astfel de programe. Am spus la referire la director, nu aplaudăm. Așa. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. O vă mulțumesc frumoasă. Și eu. Și am o întrebare pentru doamna inspector general, dar după ce o să vorbim și cu Grecia, domnul profesor Ionuț Iosub, o să rog să ajungă microfonul al noastră. Nu v-ați ales bine Grecia, se bat oamenii să se ducă în cediu în Grecia. Da, da, da. Și pentru prima oară la mine în Grecia. Deci a fost foarte bine, o primire foarte caldă din partea grecilor. Sunt un popor foarte vesel, deschiși. Ați spart afurii? Nu, asta nu. Da, am participat în perioada 3-7 aprilie 2023 la prima mea mobilitate de tip job shadowing la școala gimnazială Empona Rodos, Grecia. Pe durata acestei mobilități s-au desfășurat activități precum prezentarea școlii, workshop-uri, activități interactive, lecții demonstrative, vizite, activități interculturale. Trageți o concluzie, vă rog. Da, experiența a fost mai mult decât un simplu schimb educațional. A fost o călătorie interculturală care mi-a îmbogățit perspectiva și... Sunteți profesor de ce? Educație fizică și sport. Eu cred că la următoarea lecție de educație fizică o să le predați la copii nu numai ștafeta, săriturile, ci și dansând sirtachi. Ah, da. Da, vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc. O să urmez o altă copiluță care o să ne cânte foarte, foarte frumos, dar până atunci am o întrebare pentru doamna general Moise Luca, legată nu de profesori, că asta tot discutați în toate ședințele dumneavoastră, pregătiți acțiuni noi, le analizați pala, da, trecute, le reprofilați pala în curs. Oare câți copii, cântători, cântăreți de muzică populară, măcar la nivelul domnișoarei dinainte, avem în școlile din județul Neamț? Vreau să o felicit și eu pe domnișoara și că este într-adevăr o înzestrare și un dar al lui Dumnezeu și o muncă continuă.
Am urmărit cu atenție și are o voce foarte frumoasă, este și ea foarte frumoasă, domnișoara. M-ați întrebat câți? Oare câți or fi? Să fie cât mai mulți, domnul Vinca, și să știți că aproape în fiecare unitate de învățământ am găsit copii talentați, copii cu un talent, cred eu, născut și cu părinți implicați în a sprijini dezvoltarea lor și să știți că pe lângă olimpiade, vestitele olimpiade și apreciem performanța, orice tip de performanță, performanța și mândria poate veni și din talentul artistic și implicare și munca și perseverență, dar și din cel sportiv. Avem foarte mulți pasiuni, sigur, și în alte pasiuni. Avem foarte mulți copii talentați și nu ne rămâne decât obligația să îi sprijinim în a-și atinge visul. Da, o să urmeze o altă copiluță tot talentată, tot pe folclor. Evident, luăm iarăși o foarte scurtă pauză cât să o amplasăm așa într-o scenă imaginară aici. Și dacă tot am vorbit de folclor, vă anunț că va mai fi după aceea încă o solistă, tot tânără, frumoasă și talentată, iar la final, că tot am folosit cuvântul baterie, folosim module, că știu că e mai uzual în zona școlii, o să avem și un microrecital folk, așa că în curând probabil că la Rusieni o să fie și un grup folk, dacă domnul director îl vrăjește pe Ionuț Stoian cum m-a vrăjit pe mine. O să rog să vină lângă mine acum Laura Căluman, dar până atunci o foarte scurtă pauză. Thank you.
seara! Numele meu este Călimane Elena Laura, am 14 ani, iar în seara asta voi cânta Așa-i Hora din Moldova. Ce oră mari să faci, ram da 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 da. Haideți oamenii la joc și chiuiți mai cu fău, trebuie să nu scriu ca și topa, așa-i ora din Moldova. Haideți oamenii la joc și chiuiți mai cu fău, trebuie să nu scriu ca și topa, așa-i ora din Moldova. Da 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 da. Așa! Ora asta și mă joacă, răm tără 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 tără, îi se pare lumea dragă, răm tără 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 tără, îi vreți să vă meargă bine, răm tără 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 tără, ia strigați acum cu mine, răm tără 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 tără. Haideți oameni bulajeți și chiuiți mai cu făcră să ne scripta și topa, așa-i hora din Moldova. Haideți oameni bulajeți și chiuiți mai cu făcră să ne scripta și topa, așa-i hora din Moldova. Dere 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 dere. Asta am minit, ram tare 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 tare, din suflet ca să vă cânt, ram tare 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 tare, să pitreșiți până-n zori, ram tare 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 tare, mândri fetii și fișori, ram tare 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 tare. Haideți oameni bulajeți și chiuiți mai cu făgură să ne scrip ca și topa, așa-i hora din Moldova. Haideți oameni bulajeți și chiuiți mai cu făgură să ne scrip ca și topa, așa-i hora din Moldova. Tere 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 tere. Asta-i hora de prizoni, ram tere 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 tere, lăutarii sunt cu mine, ram tere 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 da. Haideți oameni bulajoc și chiuiți mai cu făcră să ne scrie ca și toba, așa-i hora din Moldova. Batiți tălpini distrăgați și din joc nu vă lăsați, spui ce-i graiul duci toba, așa-i hora din Moldova. Și vivă ca și din mini, am jucat în cârtizâni, și numai așa. Vă mulțumesc frumos! Da, fata asta minunată merită aplauze și am venit cu inspectoarea generală să o aplaude. Doamna Florentina Luca Moise, luăm microfonul de unul altul. Ești foarte frumușică, ești talentată și deșteaptă și știi tu de ce vreau eu să te îmbrățișez eu pe tine. Uitându-mă pe o rețea de socializare, am văzut că ți-ai schimbat fotografia de profil și ți-ai pus o fotografie cu mine. Și deci deja aici suntem de combinații. Și să știi că mă bucur mult să te cunosc și eu te apreciez la fel de mult cum și tu mă apreciezi pe mine. Dă-mi voie să te îmbrățișez. O concluzie intermediară, doamna general? O concluzie intermediară, că e greu de spus și de că tras concluzii intermediare, că am vrea să tragem concluzii fără sfârșit și că mereu în concluzii să nu avem un sfârșit la concluzii, pentru că aș vrea ca aceste experiențe să se repete, să vizitați cât mai multe state ale Uniunii Europene. Proiectele Erasmus sunt
sunt foarte bune și vă încurajez și benefice pentru întreg învățământul preuniversitar, pentru că reprezintă o modalitate de dezvoltare. Aveți probabil rămas în suflet, în minte, amintiri, dar și experiențe. Ați acumulat experiență didactică, experiență profesională, ați empatizat, ați văzut cu totul altceva și sunt ferm convinsă că de acolo, de unde ați fost voi, părinți, elevi, profesori, cadre didactice, personal de îndrumare și control, ați adus o părticică și vă implementați acum și dumneavoastră și eu sunt ferm convinsă că și dumneavoastră ați dus din România noastră frumoasă lucruri și momente și experiențe și ați împărtășit cu cadrele didactice de acolo și modalitatea noastră de predare, învățare, evaluare, care este una bună, benefică și se implementează cu succes în școala din România și în școala nemțeană. Da, sunt pentru că, da, mă uitam după dumneavoastră, o mândrie și așa cum spunea și doamna profesor și mulțumesc pentru cuvintele frumoase, a fost tare mândră când a mers cu copii frumoși, deștepți și talentați, pentru că România are copii frumoși, deștepți, talentați, cadre didactice pregătite, bune, profesori buni, da, empatici și implicați. Noi cred că trebuie să vorbim și vă urez să spor la treabă și să împărtășiți și ce ați dus dumneavoastră din România noastră frumoasă. Vă urez o seară frumoasă și încă o dată îmi pare foarte bine și că te-am cunoscut și îți văd ochișorii. Ești un copil minunat. Succes! Da, eu o să rog camera să rămână pe mine pentru că trebuie să mă mai uit în copiuțe. Undeva aici am învățat deja ce să caut, cuvinte cheie în copiuțe și cred că undeva aici îmi scrie Tenerife, Spania, perioada mai 2023. Mai mulți profesori care au fost, Diaconu Ștefan, Pavel, Muscalu și Constantin Cristinel. Cui să dăm microfonul? Pe zona Tenerife? Cred că aici, nu? Dumneavoastră este vinovat, începem cu doamna din spate, cu doamna brunetă. Aveți legătură acum. Se spune o scurtă prezentare și a dumneavoastră și a acestei experiențe, vă rog. Bună seara, stimați invitați, stimați colegi. Mă numesc Pavel Daniela, sunt profesor pentru învățământ preșcolar la școala gimnazială Ion Grigore Teodorescu Ruseni, sunt titular acestei școli. Anul acesta am avut deosebită ocazie de a participa în cadrul mobilității Erasmus la activitatea de formare, dezvoltarea competențelor de digitalizare a instituțiilor de învățământ. Am participat alături de încă trei colegi, domnul profesor Diaconu Ștefan, doamna profesor Muscaru de Spina și domnul director, profesor Constantin Cristinel. Această experiență a fost una transformațională pentru mine. Pe parcursul celor 7 zile de activitate am aprofundat cunoștințele în folosirea unor platforme și aplicații, utilizarea unor unelte de lucru de muncă colaborative în platformele Google Drive și Docs. A fost o experiență frumoasă, a fost prima de acest gen, a fost prima dată când am participat la un proiect Erasmus și mulțumesc pe această cale organizatorilor. În afară de progresul profesional a fost și cel de a cunoaște oameni minunați și de a lega noi prietenii. A fost o experiență frumoasă și sper că o să mai particip și la alte activități de acest gen. Mulțumesc! O să vă rog să dați mai departe microfonul colegilor dumneavoastră. Bună seara, stimați invitați, colegi, părinți și copii. Numele meu este Desfina Muscalu și sunt profesor pentru învățământul preșcolar la școala gimnazială Ioan Grigore Teodorescu Ruseni. În calitate de participant în cadrul mobilității Erasmus, doresc să-mi exprim recunoștința și să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre experiența mea. Prin acest discurs doresc să mulțumesc pentru oportunitatea oferită și pentru sprijinul constant pe parcursul acestui drum extraordinar.
Această experiență a fost cu adevărat deosebită pentru mine. Am învățat cum să folosesc atât editor cât și video, cum să utilizez corespunzător unelte de muncă, precum Google Drive, Docs și Sheets. Dar, nu în ultimul rând, cum să realizez o cercetare corespunzătoare a unei lecții utilizând YouTube și TED-Ed. În concluzie, aș dori să vă mulțumesc din suflet pentru această experiență. Erasmus nu mi-a oferit doar oportunitatea de a-mi dezvolta cunoștințele, cât și de a cunoaște oameni minunați. Vă doresc tot binele în activitățile viitoare Erasmus. Și acum să vă rog să las microfonul domnului din față, care așteaptă și el nerăbdător să ne spună câteva cuvinte despre această experiență. Bună seara, numele meu este Diaconu Ștefan Ioan, sunt profesor de educație plastică la Școala Gimnazială Ioan Grigore Teodorescu Rusin. Țin să mulțumesc domnului director Constantin Cristin Elvenamin pentru oportunitatea de a participa la mobilitatea Erasmus Plus. În cele 7 zile petrecute în Tenerife, Spania, am avut ocazia să îmi dezvolt abilitățile de utilizare a platformei Google G Suite for Education și altor platforme, cum ar fi TED și se întâmplă. Încă o dovadă că Geniale, de exemplu, este o platformă pentru crearea unor jocuri interactive și aplicații în vederea dezvoltării competențelor noastre ca și cadre didactice, a competențelor de utilizare a calculatorului și a tehnologiei informației în domeniul educației. Ca și artist plastic, scuzați emoțiile, mă îndrept și către părinți, vă felicit pentru copiii minunați care îi aveți, pentru talentul lor și sper ca pe viitor să implementăm ceea ce am învățat noi profesorii în aceste mobilități și să împărtășim copiilor dumneavoastră noile noastre cunoștințe dobândite pe parcursul mobilității Erasmus. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Puteți să-l încurajați un pic pe domnul profesor, că avea emoții la platforma despre jocuri. Am reținut chestia asta. O să fac eu o ușoară modificare în mediaplanul de sub braț. O să rog pe domnișoara Paraschiva Teodora Budacă să vină lângă mine. Băieții să pregătească negativul și după ce ea va cânta vom lua o foarte scurtă pauză, după care intrăm în ultima parte a emisiunii, în care mai discutăm un pic și cu alți profesori și cu domnul director, dar avem de asemenea și o bucățică de spectacol folk. Deci vă aștept lângă mine pe această domnișoară, Teodora. Ea acum are o ședință tehnică cu partea de sunet, să sperăm că merge acolo treaba. Aștept un semn. Până atunci mă uitam la acești copii frumoși din decor. Mai devreme a spus o doamnă profesoară sau învățătoare care are 25 de ani vechime și mă gândeam dacă a început să lucreze la catedră după 10 ani, că nu reușeam să coroborez vârsta din decor cu experiența de 25 de ani la catedră. E o viață de om. E o activitate întreagă și văd însă în activitate. Bine, meseria asta cred că nu se iese la pensie la 40 de ani. Nu, e clar. 40 de ani de chime. Bun, merge negativul sau nu? Merge? Și, deci mă aștept pe doamna, domnișoara Teodora lângă mine. Hai, curaj, domnișoară! Vei cânta o singură melodie, cred că te-ai prins, tu alegi care, că ne-am cam lungit și treci un pic mai în stânga, aici, zi în microfon care, comunicăm, e o emisiune live, în direct. Sârba copiilor. Pierdim
m-a tostat, e la noi prin sat, ochilașul sărba, joacă picle, că vor să-i îndreacă, hai da, ușor, ușor, sărba, făchiilor, asta-i bucuria lor și a părinților. Verdi m-a tostat, e la noi prin sat, ochilașul sărba, joacă picle, că vor să-i îndreacă, hai da, ușor, ușor, sărba, făchiilor, asta-i bucuria lor și a părinților. Asta-i sărba de copii, este-i jocul cel din tâi, niște scămânzării mei, îl joacă, că-ți nimic de-i sărba asta, o juca, până sor mai înălța. Și alte sărbiori învața o locul o doua. Hai copii mei, bătușe, măi! Cântă-mă, mă, ca vă vreni! Cât o surșea cuș, mă, tati o luată și pe ochi adunecat. Hai da, fi loc, fi loc, puni, cușma la loc, să vă stau păsării, deși altele-i sufiși. Ia uite-l goleana, cât o surșea cuș, mă, tati o luată și pe ochi adunecat. Hai da, fi loc, fi loc, puni, cușma la loc, să vă stau păsării, deși altele-i sufiși. Asta-i sărba de copii, este-i jocul cel dintâi, niște sclămânzării mei, își joacă tăzi din mititei. Sărba asta o juca-o până sor mai înălța, și alte sărbiori învăța locul i-o lua. Când frici de omeni că-ți la râmbă, când hai cu dreptul la pământ. Vioreașă, piesora mea, sârba asta am să văd cum se joacă în două părți. Hai da, din loc, loc, că nu-i nici unul șchior, numai unul joacă rar și smilis mari. Verdi, vioreașă, piesora mea, sârba asta am să văd cum se joacă în două părți. Hai da, din loc, loc, pune cușma la loc, să vă stau păsării, deși altele-i sufiși. Asta-i sârba de copii, este jocul cel din tâi, niște sclămânzării mei, joacă tăzi din mititei. Sârba asta o juca, până sor mai înălța, și alte sărbiori învața o locul i-o lua. Îi mândă venit cu torșină, îi lor învața pe copii, să-și îmbrașe traierii, băi și să joașe sărbinii, mă, șasă. Teodora, mulțumesc frumos. Bine, revedem iar niște imagini și fotografii din ceea ce ne povestesc domnii profesori și colegii elevi aici de față. Câți ani ai? Mă numesc în primul rând, mă scuzați, am emoții. Mă numesc Budacă Teodora Paraschiva și în curând voi împlini 15 ani. Felicitări! Înveți unde? Învăț aici, la școala gimnazială Ioan Grigore Teodorescu Ruseni. Deci ești în clasa 8-a, înțeleg. Da. Urmează anul ăsta cel mai ușor, după care liceu. Hai să-ți fac un sfat în direct, nu este un reproș, dar e valabil pentru toți copiii care vor ajunge în diverse postaje să se prezinte. Să știți că numele cumva este scris în catalog este una, iar prezentarea voastră trebuie să înceapă cu prenume, că de aia e prenume. Deci eu prefer să spun Teodora Paraschiva Budacă, de gustibus, nu am discutat bun. Dar acum vom avea o foarte scurtă pauză în care cei care ne privesc vor vedea din nou imagini din aceste experiențe și revenim iarăși în live.
suntem din nou în direct la Vestea Tic-Tac, într-o emisiune, să-i spunem, ediție specială, sub cerul liber, în noapte, la Ruseni Borlești, la școala de aici, din sat, Ioan Grigore Teodorescu, vedeți ce frumos i-am spus numele, l-am citit de pe un banner, că recunosc, n-am reușit să învăț numele tuturor școlilor din județul Neamț, eu mi-asum că așa e bine să ne asumăm în viață și bune și rele. Am ajuns la bateria ultimelor două proiecte, penultimul, 12 zile de activitate, un participant, școala de primire Ave Maria Casa Madre, Cuesta del Chiapiz, sau Chiapiz, nu știu cum se pronunță, Chiapiz, corectați-mă că pot fi corectat și eu, Granada, Spania, un profesor participant, doamna Emilia Crăcană, și ultimul proiect despre care vorbim, mobilitate pe termen scurt în scopul învățării pentru elevi, 12 zile de activitate, 16 participanți, împreună cu doi profesori însoțitori, școala de primire Ave Maria Casa Madre, Cuesta del Chiapiz, 3, Granada, Spania, în anul școlar 2022-2023, profesori însoțitori, Anișoara Constantin și Codruț Macovei. Ca să concentrăm discuția, o să rog pe domnul director, Cristinel Constantin, să ne spună câteva cuvinte despre aceste două proiecte. Bună seara, vă spun și eu. În primul rând, domnule Daniel Vinca, vreau să vă mulțumesc că ați făcut efortul de a ajunge la școala noastră. Vă povestesc eu. Este o premieră, vă mulțumim. Și în numele colegilor și în numele părinților și ale copiilor, mulțumim domnului primar pentru că este alături de noi permanent. Mulțumesc și doamnei inspector școlar general care a fost alături de noi, dar din motive bine întemeiate a trebuit să ajungă la Piatra Neamț. Ce să vă spun eu? Eu aș vrea să încep cu proiectul 2018-2020. Instrumente pentru educație eficientă. 9 colegi, cadre didactice, au mers în formare pe bani europeni. A urmat 2022, depunere proiect acreditare Erasmus, primul an de proiect Erasmus, în care, după cum ați văzut și dumneavoastră, copii și colegi cadre didactice au participat la formări în străinătate. Am avut într-adevăr pe Granada și o misiune de predare a doamnei profesor Emilia Crăcană, care din motive de sănătate nu este alături de noi în seara asta, îi dorim sănătate multă. A participat acolo la activități didactice, a predat la clase, într-un cuvânt, a dus mai departe experiența dobândită la școala gimnazială Ioan Grigore Teodorescu din Ruseni, la colegiul Casa Ave Maria Casa Madre din Granada. Au fost acolo împreună cu doamna profesor și 16 elevi, elevi ai școlii noastre care nu o să spună despre activitățile pe care le-au desfășurat acolo, ci o să încep, domnule Daniel Vinca, să-i dau cuvântul domnișoarei Elizabeth Irimia să ne spună câteva cuvinte, dar scut concentrat, pentru că o să mai vorbească și alți colegi de-ai tăi, da? Ce s-a întâmplat acolo, după care voi reveni eu cu, am spus, trecut, prezent și viitor, ce urmează, da? Poftim, Eli. Până vorbește domnișoara, eu constat cu plăcere că mi-am luat co-moderator sau asistent de moderator. Chiar vă mulțumesc, domnule director, că fluidizați, ca să spun așa, circulația comunicării în această seară. Spuneți, domnișoară. Am vizitat foarte multe locuri interesante în Granada, dar unul dintre favoritele mele a fost Casa Granada, pentru că am văzut foarte multe monumente istorice și ghidul a fost foarte drăguț. Da. Foarte concentrat, mulțumesc, Kelly. Cine urmează? Paraschiva, te rog. O să rog domnișoarele de pe rândul acela de scaune, când vorbesc, să se ridice în picioare, ca să nu fie ecranate, nu de altceva, să vă poată vedea mămica și tăticul la televizor, da?
Spune-ne. Vreau să încep prin a spune că am emoții. Ne bucurăm foarte mult că am avut ocazia de a participa la un astfel de proiect. Cel mai mult ne-a plăcut acolo atmosfera și din școală și din afară. Oamenii sunt foarte calzi, primitori, blânzi, la fel și copiii. Cel mai mult mi-a plăcut când am mers în Malaga, la castelul Gibralfaro, și de astfel mi-a plăcut și foarte mult modul lor de predare al profesorilor, cât și activitățile elevilor. Mulțumim foarte mult tuturor organizatorilor școlii, cât și celor implicați. Da, acum înțeleg că trece microfonul mai departe. O rog și pe domnișoara următoare să se ridice. Hai, curaj! Bună seara, mă numesc Igna Maria Alexandra și locul meu preferat a fost Alhambra, deoarece au fost multe lucruri interesante acolo, deși am mers foarte mult. Și jos, da? Da. Bună seara, mă numesc un pic mai tare, te rog. Ignat și am avut norocul să particip la Fluxul 2 din proiectul Erasmus Plus. Am mers acolo 2 săptămâni, din mai până în iunie, și cel mai mult mi-a făcut pe plac City Game-ul, în care am fost liberi să trebuia să completăm provocările date de ghizii de acolo și, spre exemplu, la prima întrebare trebuia să mergem cu o hartă să ajungem la un monument și să spunem cine și de ce era acolo sau să găsim cea mai faimoasă gelaterie din Granada. Mi-a plăcut foarte mult și sper să repet această experiență de mai multe ori până da. O să termin școala gimnazială. Da, o să te rog să rămâi în picioare un pic. Colegii de pe cameră, cu camera pe domnișoara, mă uitam la ea îmbrăcată în blugi sau alți pantaloni negri, în geacă de piele. Are undeva pe piciorul stâng un bruleț ceva care atârnă, pentru că are și o ie pe sub geacă. E pus așa doar ca decor. Ce fain dă brâulețul românesc, inclusiv cu geaca de piele, cu costumația mai rock așa de deasupra. Mulțumesc. Bravo, e foarte bine că nu uitați de unde plecați și indiferent de gusturi muzicale, de alte pasiuni, păstați așa o formă, ca o brățară metaforică, să spunem. Dacă nu mai este niciun alt copil, ne întoarcem la domnul director. Mulțumesc. Bun, ne întoarcem la domnul director. O să vă rog, domnule director, doar o concluzie scurtă de 30 de secunde, da. Că și așa mai devreme vorbea să ne întrebat acolo, v-am văzut eu, pe aceste două proiecte, după care, după o foarte scurtă pauză, revenim cu concluziile finale, de asta și ținem pe domnul primar până la urmă, ca să, eu sunt convins că el știe că important e ca edil să asculți mereu vocea comunității. Da, domnul primar o ascultă permanent vocea comunității și se vede și buna colaborare pe care o avem. N-are încotro? Nu. Nu. E altceva. Și dumneavoastră știți foarte bine la ce mă refer. Și domnul primar la fel, și părinții, și colegii, și chiar elevii. Vreau să punctez un singur lucru. De 30 de secunde. Vreau să vă spun că Școala Ruseni este o echipă. O echipă formată din părinți, elevi și cadre didactice. O echipă unită care, cum îmi place mie să spun așa, trag la aceeași căruță. Și vom trage și mai puternic, începând cu 11 septembrie, le garantez părinților că exact așa cum am fost până acum alături de dânșii, de copiii dânșilor, de colegii mei, voi fi și în continuare. Câți elevi sunt în Școala Ruseni? Păi, 332 de copii.
De la preșcolar, primar și aveți într-o școală, repet, una din cele două școli cu PJ, cum se spune, din comună, mai mulți elevi decât are o școală dintr-o comună întreagă. În exact, și aici aș vrea să punctez că dacă am luat fiecare sat în parte, fiecare școală gimnazială în parte, școala gimnazială Ioan Grigore Teodorescu Rusen este cu cea mai mare populație școlară. Luând individual școala Borlești, școala Mastacă. Am înțeles. O să facem din nou o foarte, foarte scurtă pauză, cât să mutăm microfoanele și camerele într-un alt unghi al acestui loc minunat, dar ce bine e acum, nici nu plouă, nici nu-i caniculă, e răcoare cum îmi place mie pe seară, după care revenim cu partea finală a emisiunii. Acum o foarte scurtă pauză. La această școală minunată care în seara asta, dincolo de faptul că m-a scos pe mine din brogul din Piatra Neamț, vine în fața elevilor, a părinților, a profesorilor din tot județul, în fața întregului județ de fapt și de ce nu a întregii țări, cu realizări poate nu wow, poate nu ceva excepțional, că noi ne-am învățat să trăim între alb și negru, între total rău și total wow, uitând că, de fapt, viața e făcută din tonuri de gri. Dacă mai devreme ați auzit niște copii cântând folclor, trei fete de aici, din Ruseni, de data asta veți auzi, nu știu câte piese, ca să vedeți cât de sincer sunt, cântate de cei de la grupul Zori, care sunt instruiți, l-au ca instructor pe Ionu Stoian, care e lângă mine. Bună seara, câte piese vor cânta copiii și ce anume? Bună seara, copiii vor cânta patru piese în această seară, iar fiecare titlu în parte va fi prezentat de către laureata Festivalului Național Dăm Folk, și anume trofeul Festivalului Național Dăm Folk, Melania Tonu. Ok, eu vă las microfonul, o să-mi cer scuze la cei care ne privesc, nu avem microfoane de fond în această seară, practic
vocile lor vor fi captate într-un mod nu perfect de două microfoane unidirecționale, dar eu cred că ceea ce au ei de comunicat se va auzi acolo, în al treilea difuzor, dintr-un colț din inima și gândul fiecăruia. Succes! Bună seara și bine v-am găsit! Prima melodie pe care o vom interpreta se numește Nebunul cu ochii închiși, muzică Nicolae Covaci, versuri Florin Bordeanu. Audiție plăcută! Pe un munte, într-o țară foarte îndepărtată, stă un om cu ochii închiși și spune ce ne așteaptă. Lumea nu-l ascultă, îl crede un nebun, căci vorbele lui sunt ca niște lovituri de tun. Este singur și liniștit, dar în ochii lui închiși vede al lumii asfințit. Nebunul cu ochii lui închiși. Zilele trec una după alta sus pe munte și vocea lui se aude clar spunând foarte multe. Lumea cea întreagă se oprește să-l asculte, îl crede un nebun ce-ndrugă multe vorbe absurde. El stă singur și liniștit, dar în ochii lui închiși vede al lumii asfințit. Nebunul cu ochii lui închiși. Pe un munte, într-o țară foarte îndepărtată, stă un om cu ochii închiși și spune ce ne așteaptă. Lumea nu-l ascultă, îl crede un nebun, căci vorbele lui sunt ca niște lovituri de tun. El stă singur și liniștit, dar în ochii lui închiși vede al lumii asfințit. Nebunul cu ochii lui închiși este singur și liniștit, dar în ochii lui închiși vede al lumii asfințit. Nebunul cu ochii lui închiși. Următoarea melodie se numește Hai la neamț, versuri Marius Coșerariu, muzică Ionuț Stoian. Audiție plăcută! Vrei să-ți cauți liniștea de plină, să scapi de nervi și stres cotidian. Te aștept la neam să vii, să-ți iei lumină din candela iubirii de măcean. Și-am să te aștept cu pâine și cu sare la turnul lui Ștefan, mare și sfânt. Și-am să-ți arăt cum râde îndepărtare ceahlăul cel bătut de ploi și vânt. Haideți cu aplauze! Hai la neamț, hai la neamț, și frumos să ne iubim. Hai la neamț, hai la neamț, împreună noi să fim. Hai la neamț, hai la neamț, și frumos să ne iubim. Hai la neamț, hai la neamț, împreună noi să fim. Oriunde ai fi, eu te invit să vezi cum Dumnezeu la neamț și-a întins o mână. Nu trebuie să vii ca tu să crezi că raiul izvorăște din fântână. Și-am să te aștept cu brațele deschise,
ca să pășești al casei mele prag. Căci doar la noi, la neamț, poți crede-n vise. Și-am să te aștept să vii mereu cu drag. Hai la neamț, hai la neamț, și frumos să ne iubim. Hai la neamț, hai la neamț, împreună noi să fim. Hai la neamț, hai la neamț, și frumos să ne iubim. Hai la neamț, hai la neamț, împreună noi să fim. În continuare vom interpreta piesa Daci Liberi de la Focul Viu. Coboră daci liberi din columnă, prin pășii pleteșuieră un vânt. Aduc cu ei sărutul libertății și-al permanenței ce răsună în cânt. Coboară daci liberi din columnă, prin pășii pleteșuieră un vânt. Aduc cu ei sărutul libertății și-al permanenței ce răsună în cânt. Când auzi chiu și vai, chiu și vai, chiu și vai, pune șeile pe cai, pe cai, pe cai, pe cai, să cântăm în vechiul grai. Țurai, țurai și nohai. Când auzi chiu și vai, chiu și vai, chiu și vai, pune șeile pe cai, pe cai, pe cai, pe cai, să cântăm în vechiul grai. Țurai, țurai și nohai. Se aude tropotul de cal în noapte, printre păduri singere și pustii. Vuiește prin galopul ce stârnește iubirea de moșie și de fi. Se aude tropotul de cal în noapte, printre păduri singere și pustii. Vuiește prin galopul ce stârnește iubirea de moșie și de fi. Când auzi chiu și vai, chiu și vai, chiu și vai, pune șeile pe cai, pe cai, pe cai, pe cai, să cântăm în vechiul grai. Țurai, țurai și nohai. Când auzi chiu și vai, pune șeile pe cai, pe cai, pe cai, pe cai, să cântăm în vechiul grai. Țurai, țurai și nohai. Hai. Suntem urmași de daci, suntem liberi, căci libertatea ne-a fost crudul dor. Murind am rupt în veacuri mii de lanțuri, ce ne-au robit mereu de atâtea ori, de atâtea ori. Suntem urmași de daci, suntem liberi, căci libertatea ne-a fost crudul dor. Murind am rupt în veacuri mii de lanțuri, ce ne-au robit mereu de atâtea ori, de atâtea ori. Când auzi chiu și vai, chiu și vai, chiu și vai, pune șeile pe cai, pe cai, pe cai, pe cai, să cântăm în vechiul grai. Țurai, țurai și nohai. Când auzi chiu și vai, chiu și vai, chiu și vai, pune șeile pe cai, pe cai, pe cai, pe cai, să cântăm în vechiul grai. Țurai, țurai și nohai. Să treacă peste noi durerea și focul ce se încinge peste timp. Căliți atâta ură și robie, strigăm că libertate e lucru sfânt.
Lăsăm să treacă peste noi durerea și focul ce se încinge peste timp. Căliți atâta ură și robie, stricăm că libertatea e lucru sfânt. Când auzi de câu și vai, pune șeile pe cai, să cătăm în vechiul grai. Țurai, țurai și nohai. Când auzi de câu și vai, pune șeile pe cai, pe cai, pe cai, pe cai, să cătăm în vechiul grai. Țurai, țurai și nohai. Vom încheia cu melodia Pentru țară, pentru neam, o melodie din folclorul basarabean. Moștenire ne-au lăsat, o țară, un pământ, un grai curat, iar codrii au rămas pe vești soldați. Să stea la straja, capul sus, măi frați. Cu rădăcini adânci mie neamul meu, creștini suntem lăsați de Dumnezeu. Ne-a dat un Eminescu să-l avem, cine suntem în veci să nu uităm. Și voi! Pentru țară, pentru neam, pentru frunza de pe ram, fruntea sus să ridicăm pentru acest neam. Toți urmașii lui Ștefan, cu căciule și suman, fruntea sus pentru țară, pentru neam. Pentru țară, pentru neam, pentru frunzare vream, fruntea sus să ridicăm pentru acest neam. Toți urmașii lui Ștefan, cu căciule și suman, fruntea sus pentru țară, pentru neam. Străbunii moștenire ne-au lăsat, o țară, un pământ, un grai curat. Frumoasă ești, Moldova mea, în veci, cu pădri, cu izvoare, cu potești. Ca niciodată mai unii să fim, cu demnitate limba să vorbim, și capul sus ca Ștefan să-l ținem. Ce nume, doar o țară mai avem. Pentru țară, pentru neam, pentru frunza de pe ram, fruntea sus o ridicăm pentru acest neam. Toți urmașii lui Ștefan, cu căciule și suman, fruntea sus pentru țară, pentru neam. Pentru țară, pentru neam, pentru frunza de pe ram, fruntea sus să ridicăm pentru acest neam. Toți urmașii lui Ștefan, cu căciule și suman, fruntea sus pentru țară, pentru neam. Pentru sus, pentru țară, pentru neam. Bravo! Pentru sus, pentru țară, pentru neam. Da, haideți să-i mai aplaudăm încă o dată pe acești copii minunați de la grupul Folk Zori. Hai, dați-le încă un rând de aplauze, că merită. M-a ajutat și pe mine să fac niște scheme. O să rog pe copii să rămână pe același loc. Eu vreau să vă fac o surpriză și la urmă să-i rog să cânte acest cântec. Nu știam că la un program, cred că e a doua oară când grupul îl cântă. E cumva un alt fel de avantpremier. Prima dată a fost la Roma, dar acolo a fost ca o repetiție generală, acum câteva zile, într-o tabără a lor. Uitați, la Rusen Borlești au cântat acest cântec pe care recunosc. Eu mă bucur că și l-au introdus în repertoriu. Vă spunea și Melania, cântecul vine de peste Prut. E cântat atât folk cât și folcloric și de fapt la origine, ca să fie mai exact dacă informația mea e corectă, îl găsiți și pe YouTube, el e un cântec pop cântat de o trupă de doi adulți, un fel de talisman, cum era la noi pe vremuri. O să dau microfonul ăsta din mână în mână până la domnul director
și îl iau pe ăsta pe care l-a avut Melania. Mă scuz că stau un pic așa și te îngrămădesc. Dați, vă rog, microfonul ăsta până la domnul director. Suntem la finalul acestui maraton, domnule director Cristinel. Pe primar, v-am spus că țin chiar la urmă, așa, pedepsim primarii. Da. O concluzie a dumneavoastră legată nu de ce s-a întâmplat în seara asta, că sunt convins că aici dați 11 plus, mai ales invitațiilor, ci o concluzie legată de ce înseamnă să fii director la o școală care și-a trimis în Granada, în Grecia, în Cehia, profesori, elevi, care au venit cu experiențe noi, care au dus la rândul lor o bucățică din sufletul românesc, o brățară cu tricolor, în alte țări, care au avut ocazia să afle despre România, nu numai legendele și clișeile contemporane și urbane, alea cu lebede, ci au văzut ce copii faini avem, ce cadre didactice avem în România, în ruseni. Da. Priviți pe cameră, vă rog. Vreau să menționez încă o dată că școala ruseni înseamnă o echipă, nu înseamnă director, nu înseamnă cadru didactic luat individual, ci înseamnă o echipă. Aici a fost o muncă de echipă pentru a ajunge la aceste proiecte și cu tărie o spun că echipa face puterea într-o instituție de învățământ. Degeaba ești manager dacă nu ai echipa alături. Tu tragi într-o direcție și ceilalți trag în cealaltă direcție. Și aici vreau să spun că la unison tragem toți în aceeași direcție, în tot ceea ce privește procesul instructiv educativ, în tot ceea ce privește toate proiectele pe care noi, într-un an școlar, le desfășurăm la școala noastră. Și aici aș vrea să menționez, pe lângă acest proiect Erasmus, care este foarte important pentru noi, școala noastră, aș vrea să amintesc și festivalul Nestemate Populare pe Plaiuri Nemțene, Valerica Patrichi, care 2024 înseamnă 10 ani, 10 ediții de Valerica Patrichi aici la Școala Ruseni. Dar suntem la o diseminare a proiectului Erasmus, suntem la o diseminare a acreditării Erasmus câștigată de Școala Gimnazială Ioan Grigore Teodorescu din Ruseni, în perioada 2022-2027, și dacă am vorbit despre trecut, despre prezent, aș vrea să vorbesc și despre viitor, pentru că deja am semnat contractul pentru următorul proiect Erasmus, în valoare de 36.000 de euro, și aș vrea să menționez că primul a avut valoare de 72.710 euro, și în cadrul acestui proiect, ce am previzionat pentru anul școlar viitor, ca și mobilități, copiii vor, sper că vor avea oportunitatea de a vedea școli din alte țări ale Uniunii Europene, din Grecia, din Turcia. Colegii mei vor participa la cursuri de formare în Spania, vor participa la job shadowing în Turcia și Grecia. Spun cu o rezervă de 5%, să spun că elevii școlii gimnaziale Ioan Grigore Teodorescu Ruseni, cadrele didactice, chiar și personalul auxiliar, au posibilitatea de a vedea și alte sisteme de învățământ, de a vedea și alți copii, de a vedea alte cadre didactice, alte modalități de predare și, de ce nu, cei buni să aducem aici la școala noastră, să putem îmbina foarte bine sistemul, metodele noastre de predare cu ceea ce colegii mei și noi achiziționăm la cursurile de perfecționare desfășurate în străinătate. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor, pentru că așa se cuvine că ne-ați fost alături părinților, pentru că au avut încredere în noi. Nu e ușor lucru să-ți trimiți copilul cu un cadru didactic la 4.000 de kilometri, să stea 14 zile acolo, și cu această ocazie le mulțumesc. Le mulțumesc colegilor mei, pentru că
dar de fiecare dată au dus spiritul școlii ruseni și la țările și în școlile din străinătate. Le mulțumesc elevilor pentru că s-au comportat exemplar și minunat în mobilitățile, în fluxurile pe care le-au făcut. Vă mulțumesc tuturor pentru dăruire, vă mulțumesc tuturor pentru consecvență și vă promit că formăm, pe lângă cadre didactice cu experiență, o să aducem oameni tineri care să facă cu adevărat performanță aici, la Școala Ruseni. Și exact cum spuneam la început, a început reforma. Aveți încredere în noi că facem lucruri bune și frumoase doar pentru copiii dumneavoastră. Chiar dacă unii aleg altceva, e problema lor, dar noi vrem să mergem mai departe cu crucea noastră, cum se spune, ne ducem crucea până la capăt și să dăm dovadă că munca pe care noi o desfășurăm aici la Școala Ruseni este o muncă care dă performanță, care dă părinților încredere și copiilor încredere. Vă mulțumesc! Da, o să vă rog să dați microfonul în dreapta domnului primar, pe care l-am tot tachinat eu toată seara, dar până o să-i adresez două întrebări domnului primar, o să-i rog pe cei care stau în fața camerei, cu gândul la părinții din fața dumneavoastră, și la părinții care ne privesc, pentru că, și aici fac o paranteză, în spatele performanței oricărui copil stau strădaniile părinților, poate lacrimile unei mame. Haideți să aplaudăm pe părinții elevilor din Ruseni Borlești. Vă puteți ridica și în picioare. Părinții voștri merită tot ce e mai bun. Am făcut și eu o pauză de respirație, vă rog să vă așezați că vreau să-l văd pe domnul primar. Domnule primar, a stat cu mințel așa cum nu stați nici la primărie, nici la ședințele de partid, două ceasuri și, cum ar spune Caragiale, trecute fix, ați urmărit elevi, profesori, artiști. Cum e să fii primar într-o comună care își poartă cadrele didactice și elevii? Am văzut Tenerife, Canada, Grecia, Cehia... Sau ați mers dumneavoastră cu ei, v-ați făcut niște concedii în perioada asta? Da, nu mi-am făcut cu ei concedii, dar mi-aș dori. Am să vă spun în concluzie câteva cuvinte, dar nu în calitate de primar. Aș vrea să vă spun în calitate de părinte, al cărui copil este și el elev la această școală. Și mai mult decât atât, în calitate de fost elev al acestei școli. În ce clasă e copilul nostru? În clasa a doua. Intră în clasa a doua în această toamnă. A fost boboc anul trecut. Ați avut emoții. Și, după cum v-am spus, vă vorbesc și eu în calitate de fost elev al acestei școli. L-am avut chiar diriginte pe domnul director Constantin Cristirel. Ne leagă o relație foarte frumoasă și... E clișeul ăla pe Facebook, într-o relație complicată sau ceva de genul. Da. Nu facem să fie complicată. Și vreau să vă zic că mă legă niște amintiri foarte frumoase de această școală. De perioada în care am fost elev, de activitățile care le-am făcut, de competițiile sportive la care am fost. Și aveți așadar, copii, șansa ca și voi să vă aduceți aminte, când veți fi mari, de acest proiect minunat pe care această echipă de profesori l-au accesat pentru voi. Cu siguranță o să aveți niște amintiri foarte frumoase. Vă urez succes în continuare în tot ceea ce faceți. Felicitări! Vă mulțumesc și eu acum, ca să fac haz de necaz, aș putea spune că tot, că ziceam de clișee, domnul director a folosit, cred că de vreo 7 ori în seara asta, cuvântul echipă, e deja clișeu. Cred că, domnule primar, în curând o să vă doriți și la primărie să aveți o echipă cum e la cancelaria școlii Ruseni. Tot timpul e loc de mai bine. Am auzit că și dumneavoastră vreți acolo să îmbunătățiți activitatea. Vedeți că știu tot. Da, să știți că la primărie mă bucur de o echipă foarte bună. Foarte bună.
O să, bine, tot timpul este loc de mai bine și vom încerca să îmbunătățim serviciile primăriei, să venim în ajutorul cetățenilor și îmi doresc pe viitor, în afară de o echipă a primăriei, o echipă în Consiliul Local, pentru că acolo este cel mai important să colaborăm, unde se, în locul unde se iau deciziile importante pentru comună, în Consiliul Local. Acolo este cel mai important să avem, să avem obiective comune pentru comunitatea noastră. Acolo e cel mai important. Da, vă mulțumesc. Eu mă pregătisem pentru că nu știam care sunt melodiile cu care mânjii lui Stoian, cum le spun eu, vor ataca în seara asta întâlnirea cu dumneavoastră și mă pregăteam eu să le cer la urmă să cânte Pentru Țară, Pentru Neam, l-au cântat înainte, dar propunerea mea o să fie să ieșim din emisiune, suntem la final, în sfârșit. Domnul Daniel, doar 30 de secunde. 20, domnul. 20, negociem, 20 de secunde. Am lăsat pe final să-i mulțumesc domnului Ionu Stoian pentru că este alături de noi la această frumoasă activitate și vreau să anunț părinții că începând cu 11 septembrie noi vom face o colaborare cu domnul Ionu Stoian, vom încerca să facem un grup folk aici, dânsul are amabilitatea de a ne sprijini, deci ne cumpărăm chitare și copiii o să cânte și muzică folk și o să ducă mesajul lui Ștefan și în Granada, și în Turcia, și în Grecia, peste tot în Europa, pentru că, sincer să vă spun, mi-am dorit să cânt la chitară, dar n-am putut învăța. Asta e. Eu știu de ce și-a dorit domnul director. Nu e târziu. De ce și-a dorit domnul director să cânte la chitară. Oricare băiat, oricare bărbat a vrut să cânte la chitară. Acum, între noi fie vorba, azi sunt la modă alte metode de agațament, dar pe vremea domnului director și a mea, că avem păr la fel de mult și de alb amândoi. Da. Cine cânta la chitară, chitara era, scuzați-mi expresia neacademică, aspirator de gagici. Dacă n-am cântat la chitară, nu știu. Ei, vedeți? Dacă... Eu știu teoria. Revenim. Domnul Ionuț, deci vă așteptăm în mijlocul nostru, facem o selecție și felicitări pentru grupul pe care dumneavoastră îl coordonați. Este un grup minunat, da, sincer, cu mâna la inimă. Grupul Zor și-a început existența nu de mult la Rosnov, într-o altă denumire, impecabil foc la acel moment, de câteva săptămâni, luni. E rebranduit, e Zori, acronim cu punct, o să explicăm altă dată de ce, ca să nu mai lungim. Revenind, deci constat că Zori de la Rosnov a ajuns și pe la Rediu, cred că și pe la Podoleni, o să ajungă și la Ruseni, foarte, foarte frumos, pentru că trebuie stimulate, încurajate pasiunile diverse ale copiilor. E foarte fain și când cântă muzică populară, să fie fain și când cântă folk, poate ori să cânte și rock, de ce nu, sau alte genuri muzicale. Am văzut deja că se și pictează, ba prin curtea școlii, ba pe scări, aveți aici un profesor foarte dedicat de desen. Și acum rugămintea mea o să fie să ieșim din emisiune, dacă e atentă și regia la mine, întotdeauna atent, regia e atentă, eu nu sunt atent. Și o să mă uit și spre Ionu Stoian, o să vă rog să ieșim cu ultima strofă din Pentru Țară, Pentru Neam și cu refrenul de cum e el, de două, trei ori, că nu mă pricep eu. Noi suntem, eu la microfon și undeva în spatele camerelor colegii mei, echipa Vestea.net, am fost într-o emisiune maraton, o ediție specială Vestea Tic Tac, o premieră și pentru noi, ne-am demontat studioul din redacție. O să ne ia mâine vreo 3-4 ore să-l montăm la loc, dar asta e, trebuie să le facem pe toate, cum spunea directorul dumneavoastră, să ne ducem crucea, la un mod metaforic, au dus alții cruci mai grele, asta să fie singurul chin, că trebuie să ne facem cu toții treaba. Vă mulțumesc celor care ați fost la masa largă în acest studio de pe terenul de sport de aici de la Ruseni. Mulțumesc celor care ne-ați privit, evident mulțumesc și echipei de emisie și redirecționez microfonul spre Melania Tonu, câștigătoarea unui festival național în acest an și spre ceilalți copii minunați, undeva acolo văd pe... zi-mi numele! Sofia!
Sofia, așa, eu deja încep să-i cunosc pe majoritatea dintre ei. Haideți să ieșim cu o strofă și cu refrenul de trei ori de la Pentru Țară, Pentru Neam. O seară bună celor care ne-ați urmărit! Puteți veni și cânta lângă ei, chiar și ceilalți copii și adulții. Este loc în cadru. Niciodată mai uniți să fim, cu demnitate limba să vorbim, și capul sus ca Ștefan să-l ținem. Pe lume doar o țară noi avem, pentru țară, pentru neam, pentru frunza de pe ram, fruntea sus să ridicăm pentru acest neam. Toți urmașii lui Ștefan, cu căciule și suman, fruntea sus pentru țară, pentru neam. Pentru țară, pentru neam, pentru frunza de pe ram, fruntea sus să ridicăm pentru acest neam. Toți urmașii lui Ștefan, cu căciule și suman, fruntea sus pentru țară, pentru neam. Fruntea sus pentru țară, pentru neam. Fruntea sus pentru țară, pentru neam. Bravo.